Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Circa 1000 de persoane au participat la procesiunea de flori de la Focșani, care se desfășoară pentru al treilea an consecutiv. Credincioșii au pornit în procesiune din două puncte de plecare, până la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Piața Unirii, făcând scurte popasuri la bisericile situate pe traseu. Vecernia cu litii a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop Ciprian, care a ținut la final și o predică pentru credincioși, îndemnându-i ca acum, în pragul Marii Sărbători a Învierii Mântuitorului, să dea dovadă de mai multă pioșenie. La eveniment a participat și primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă. Arhiepiscopul Ciprian nu a uitat să facă apel la autorități să sprijine în continuare finanțarea Catedralei Ortodoxe. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate. Vă felicit și vă mulțumesc pe toți că ați lăsat pentru puțin timp treburile dumneavoastră de acasă și ați ales să participați la acest pelerinaj, însoțindu-l cu mintea pe Mântuitorul Iisus Hristos de la Betania spre Ierusalim, Ierusalimul sufletelor noastre. Să ne ajute Dumnezeu să parcurgem cu inimile împăcate, răstignindu-ne păcatele personale în săptămâna Sfintelor Pătimiri, plângând împreună cu femeile mironosițe și cu ucenicii Mântuitorului, dar bucurându-ne că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat și răstignit, nu a putut fi ținut de moarte, ci, așa cum a spus mai înainte, a treia zi a înviat morți, și ne-a încredințat pe toți că ultimul cuvânt în viața omului nu l-are moartea, ci viața. Mai aminteam acum 2 ani, tot de petrecerile acestei Sfinte Biserici, care sigur este bine poziționată în Piața Unirii, dar care este neîncăpătoare și ne exprimam atunci speranța că încet, încet, lucrurile vor prinde contur spre finalizarea Catedralei Sfânta Cuvioasă Paraschev. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și pe parcursul celor 2 ani, 2016-2017, s-au făcut progrese vizibile. Și toți care vă aflați aici puteți da mărturie despre aceasta, pentru că ați intrat în catedrală, și îmi exprimăm atunci speranța că atunci când va fi finalizată și frumosită sau sfințită, ne vom întâlni și vă voi întâmpina în fața Catedralei Unirii. Așa am și numit-o Sfântă, Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva, Catedrală închinată Făuritorilor Unirii de la 1859. Nici nu se putea altfel, de vreme ce frățile voastre sunteți nepoții celor care au realizat unirea de la 1859. Procesiunea s-a încheiat cu sfințirea icoanei praznicului și cu citirea rugăciunii de binecuvântare a pelerinilor în fața Bisericii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Dacă pentru credincioșii ortodoxi astăzi s-a intrat în săptămâna patimilor, creștinii catolici au sărbătorit sâmbătă învierea Domnului. Aceștia au luat lumina sfântă după care au participat la slujba susținută de preotul paroh. Creștinii romano-catolici au marcat sâmbătă seară învierea Domnului. La catedrala din Focșani s-au strâns sute de credincioși. Aceștia au primit lumina sfântă în fața lăcașului de cult, după care s-a intrat în biserică unde a fost ținută slujba. În această noapte prea sfântă,
în care Domnul nostru Iisus Hristos a trecut din moarte la viață, biserica îi cheamă pe fiii săi, răspândiți în lumea întreagă, să se adune în priveghere și rugăciune. Dacă vom comemora astfel Paștele Domnului, ascultându-i cuvântul și celebrându-i tainele sfinte, vom avea speranța de a fi părtași de biruința Lui asupra morții și de a trăi împreună cu El în Dumnezeu. Să ne rugăm! Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor flacăra luminii Tale, sfințește acest foc nou și prin aceste sărbători ale Paștelui, înflăcărează-ne de dorințe cerești, ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătorile luminii veșnice. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Cu lumânările aprinse în mâini, credincioșii au înconjurat biserica și au cântat Hristos a înviat. Asociația Life Challenge a organizat la sfârșitul săptămânii trecute un bal caritabil pentru ajutorarea a 2 copii cu distrofie musculară. Micuții au nevoie de un elevator pentru urcat și coborât scări. Donații se pot face în continuare în contul asociației. Asociația Life Challenge a organizat sâmbătă 31 martie la un local de pe strada Angel Salini din municipiul Focșani un bal caritabil pentru a sprijini 2 copii bolnavi. Alexandru și Gabriel Creangă, care suferă de distrofie musculară, au nevoie de sprijinul semenilor pentru achiziționarea unui elevator pentru urcat și coborât scări. Alexandru și Gabriel Creangă, 2 frați în vârstă de 14 respectiv 11 ani, care au mare, mare nevoie de noi și ambii suferă de distrofie musculară. Sunt sigură că ați urmărit și cazul nostru mediatizat atât pe Facebook, în ziarele locale. Bună seara! Vreau să vă mulțumesc și să mă aplec în fața dumneavoastră pentru că ați răspuns acestei cauze. Împreună cu dumneavoastră o să încercăm să acordăm o mână de ajutor celor 2 copii, Alexandru și Gabriel Creangă, greu încercați de viață, dar despre asta o să vă povestesc puțin mai târziu ca să ne adunăm toți și să participăm practic la emoția pe care ne-o transmit cei 2 copilași. Noi am fost la ei, ne-au impresionat foarte mult, o să vă povestesc și dumneavoastră despre ei și sperăm că în această seară să îndeplinim acest obiectiv, să le cumpărăm cele necesare persoanelor cu handicap și să le facem viața puțin mai ușoară. Mai mulți artiști din județ au înțeles să participe prin recitalurile lor la succesul acestui eveniment.
Toți cei care doresc să contribuie la această cauză sunt bineveniți să facă donații în contul Asociația Protecția Victimelor Life Challenge, afișat pe ecran. Mai multe persoane din Vrancea au fost înșelate de un bărbat care posta pe internet anunțuri de vânzare a unor materiale de construcții. Cumpărătorii trimiteau banii în cont, dar bunurile nu le-au fost livrate. În urma unor percheziții, suspectul a fost reținut, urmând a fi prezentat pentru arestare preventivă. În cursul zilei de duminică, 1 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea au reținut un bărbat în vârstă de 22 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prejudiciul creat fiind estimat la peste 23.000 de lei. Polițiștii au documentat activitatea bărbatului în urma unei sesizări primite în cursul lunii februarie. Duminică, 1 aprilie, polițiștii vrânceni împreună cu cei ai secției de poliție rurală Lieș din județul Galați au efectuat două percheziții la locuințele unei persoane bănuite de înșelăciune. În fapt, în perioada decembrie 2017-ianuarie anul curent, bărbatul ar fi indus în eroare mai multe persoane prin postarea pe o platformă de internet a unor anunțuri pentru vânzarea unor materiale de construcții. Cel în cauză ar fi emis ulterior facturi proforme în numele unei societăți comerciale fără a avea vreo calitate, în scopul de a convinge potențialii cumpărători să plătească prețul în avans. Banii erau trimiși în conturi deschise pe numele său, însă bunurile ce făceau obiectul tranzacției nu ar mai fi fost livrate cumpărătorilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente și mijloace de comunicare electronică. Până în prezent, valoarea prejudiciului cauzat este de peste 23.000 de lei. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă reținerea bărbatului pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat cu propunerea luării unei măsuri preventive. La activități au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vrancea. În străinătate. Legea a fost modificată, astfel încât agentul de plasare nu va mai percepe tarif de mediere sau alte taxe. De asemenea, agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetățeni și angajatorii străini în limba română. Legea numărul 156 din 2000 privind protecția cetățenilor care lucrează în străinătate a fost modificată și completată prin legea numărul 232 din 2017, publicată în Monitorul Oficial numărul 961 din 5 decembrie 2017, intrată în vigoare la aceeași dată. Serviciile specializate de plasare a forței de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forței de muncă în străinătate constau în informarea, consilierea și medierea cetățenilor români în vederea angajării acestora în străinătate. Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activități de mediere. Agentul de plasare a forței de muncă are în principal următoarele obligații: să se înregistreze la inspectoratele teritoriale de muncă în a cărui rază teritorială și are sediu, să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă, să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere, să efectueze activități de mediere și plasare în mod gratuit. Începând cu data de 5 martie 2018, agentul de plasare nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe. Nu trebuie acceptată achitarea unor sume de bani cu titlul gratuit, întocmirea curriculum vitae, traducerea de documente, procesare sau acte de consultanță. Solicitanții locurilor de muncă nu trebuie să plece în străinătate decât după încheierea contractului de mediere cu agentul de plasare și a contractului de muncă sau a formelor legale de angajare acceptate în țara de destinație. Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetățenii români și angajatorii străini în limba română. Pentru informații suplimentare, accesați pagina de internet a Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea. Sportivii de la clubul Jusan Focșani au obținut 4 medalii la Cupa Danubius în trecere de jiu-jitsu brazilian care a avut loc la Brăila. Performerii clubului focșenean au fost Maricel Ferbinte și Denis Chiriac. Sportivii ai Jusan Focșani au concurat sâmbătă 31 martie la Brăila la Cupa Danubius, a doua competiție ca importanță din calendarul anual al Brazilia Jiu-Jitsu din România. La concurs au fost înscriși peste 300 de sportivi de la 25 de cluburi din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Pitești, Brașov, Bistrița, Bârlad, Mangalia, Constanța, Focșani, Brăila și din Republica Moldova. Ca și la precedentele competiții la care au participat, sportivii ai Jusan au urcat pe podiumul de premier.
aliniere. Cel mai bun rezultat i-a aparținut lui Marcel Ferbinte, care este și antrenor al sportivilor focșeneni și cel mai valoros dintre ei. Marcel Ferbinte a câștigat de 3 ori medalia de argint la minus 94 de kilograme adulți avansați, la minus 94 de kilograme master și la open master. În cadrul aceleiași competiții, Denis Chiriac a concurat la categoria minus 76 de kilograme junior și a reușit să obțină medalia de bronz. Denis Chiriac este un tânăr ambițios care este antrenat de Marcel Ferbinte și face performanță de un an de zile. Marcel Ferbinte a ținut să mulțumească sponsorilor și tuturor celor care îl susțin, dar și soției sale pentru înțelegere și susținere. Acesta promovează jiu-jitsu brazilian în Focșani ca pe un mod de viață. Judoka focșănean Laris Borș este noul campion al României. Sportivul legitimat la clubul CSM Focșani 2007 a câștigat medalia de aur la campionatul național Under 21, întrecere care s-a desfășurat la Focșani. Vedeta incontestabilă a delegației vrâncene la campionatul național de judo Under 21, Laris Borș, cel care își adjudecase cu o săptămână mai devreme titlul de campion național la 60 de kilograme seniori, purna ca favorit însă la o categorie la care valorile sunt nivelate la vârf între primii 6-7 sportivi, iar orice rezultat era posibil. Laris însă, imperturbabil și stăpân pe calitățile sale, foarte valoros, nu a lăsat loc niciunei breșe în prestația sa. Laris, cum te simți acum după ce ai obținut o nouă victorie? Sunt în primul rând fericit că am reușit să-mi păstrez titlul de anul trecut și sper să reușesc în continuare să câștig locul întâi la fiecare competiție. Acum o săptămână la Arad, știu că ai mai obținut un titlu de campion național, despre ce este vorba? La Cluj-Napoca, la campionatul național de seniori. Și așa acolo am reușit să-mi păstrez titlul de anul trecut. Ce urmează pentru tine în perioada următoare? Săptămâna viitoare am o cupă europeană în Italia, de juniori, și peste 2 săptămâni campionatul național de tineret. Ești așadar un judoka talentat al județului Vrancea. Care sunt antrenorii care au lucrat cu tine de-a lungul acestor ani? Cel mai mult s-a ocupat de mine domnul Lilian Surlă. Dar la început m-a antrenat domnul Grosu Stănică, apoi am mers la domnul Surlă. Susținut din tribună de mama sa, iar în meciul pentru aur de toți spectatorii, practic toți concurenți care i-au scandat numele, Laris Borș a câștigat întâlnire după întâlnire. În final a luptat cu Orban Lehel, cel în fața căruia pierduse o singură dată în finală pe echipe de anul trecut. De această dată Laris a condus partida și a câștigat în aplauzele susținătorilor săi. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 9 grade, iar cele maxime între 14 și 16 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!